Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Nu sunt un expert în construit, însă cred că te pot face astăzi să construiești mai bine în Minecraft și să faci decizii mult mai inteligente în momentul în care îți construiești casa. Suntem în 2024 și din păcate greșelile de genul acesta continuă să se perpetueze. La ce mă refer mai exact? E bine, această casă execrabilă cu geamuri pe absolut toate părțile și cu forme foarte dubioase, în care e efectiv oribil. Și nu trebuie să fii un expert constructor în Minecraft ca să-ți dai seama că casa asta arată oribil sau asta arată oribil. Nu trebuie să ai foarte multe ore în Minecraft ca să-ți dai seama că geamul ăsta e ieșit în afară și arată extraordinar de dubios. Și nu mai spun faptul că poți să fii văzut de la 5 km din orice parte a hărții în momentul în care îți faci treburile în casă. Nu poți nici măcar să te duci la WC-ul, că te știe toată lumea că te-ai dus la WC-ul. Prima regulă de care trebuie să țineți cont în momentul în care construiți o casă: dacă observați aici, avem, numărăm blocurile, avem 2, 4, 6. Avem un număr par de blocuri, 2, 4, 6, 8, 10, 12 și așa mai departe. Încercați în momentul în care construiți orice tip de casă, fie că vreți să construiți medieval, fie că vreți să construiți modern sau renașentist sau mai știu eu cum, încercați în momentul în care construiți, încercați să aveți un număr impar de blocuri. Doar pentru că am alterat puțin numărul de blocuri, aceeași idee de casă poate să arate mult, mult mai bine. Un alt sfat de care vă recomand să țineți cont este: în momentul în care construiți orice casă, încercați să nu faceți geamuri pe absolut toate părțile și pe toate laturile casei. Un prim exemplu aici, o casă făcută în formă de cubuleți, am pus eu aici niște geamlăcuri mici, am încercat să am o casă micuță, nu am vrut să fie prea mare, nu am vrut să fie prea gigantică. Și observați că pe partea asta am pus geamuri, două geamlăcuri, aici am pus doar unul singur, pe partea aceasta nu am pus niciun geam, iar pe partea aceasta am făcut un horn. Și hornul acesta și detaliile pe care le-am adăugat aici mă duce la următorul sfat pe care l-am pentru voi. Încercați, fraților, să combinați cât mai multe blocuri, încercați să faceți cât mai detaliate clădirile voastre, pentru că un simplu detaliu, cum ar fi aceste scări pe care le-am pus invers și scările astea pe care le-am pus aici și aici, face ca întreg hornul acesta să arate foarte bine. Destul de plictisitor, destul de cubic, nu arată interesant, nu-i așa? În momentul în care adăugăm niște scări pe aici pe acolo, și nici măcar nu trebuie să gândiți foarte tare în momentul în care adăugați scările. Pur și simplu încercați să construiți cu gust. Toate construcțiile voastre trebuie să fie făcute cu gust. Și ăsta ar fi următorul sfat pe care l-am pentru voi. Nu încercați să exagerați foarte mult cu detaliile, pentru că prea multe detalii strică toate construcțiile voastre. Încercați să faceți combinații de blocuri de asemenea. Uite, de exemplu, aici am oak loguri, am oak plank-uri, am scări, am fel și fel de cuburi pe care eu le-am combinat aici și aspectul general arată destul de interesant, nu? E bine, putem să luăm clădirea asta și să o ducem la următorul nivel. Cum mai exact? E bine, am observat că marea majoritatea noastră, în momentul în care construim ceva, avem tendința să construim în formă de pătrat sau în formă din aceasta dreptunghiulară. Acum, construcțiile medievale, că astea știm să le construim cu toții, pe vremea aia construcțiile nu aveau o formă foarte regulată. Construcțiile aveau o formă neregulată. De asta vă recomand, în momentul în care proiectați o casă pe care să o construiți în single player, eu știu pe ce lume vreți voi să o construiți, încercați să aveți o formă neregulată. Și un prim exemplu pe care pot să vi-l dau, uite, ținând cont de aceeași regulă a numerelor impare și a formelor neregulate, pot adăuga, de exemplu, nu știu, 3, 4, 5, am adăugat o cămăruță aici,
mă duc cu ea un picuț în afară că sunt un picuț rebel. Să vedem. Avem ceva de genul acesta. Ulterior aici poate vreau să am un turnuleț ca să fie treabă. Pot să fac și chestia asta. 3, 1. Și bum. Instantaneu casa arată mult mai bine cu formă neregulată. Și am luat aceeași casă, aceeași idee de casă și am făcut o formă neregulată. Dacă vă uitați la ele, exceptând acoperișul, dacă vă uitați la ele, o să observați că casa din dreapta arată mult mai bine ca cea din stânga. Arată mult mai impunător, arată mai mare, mai whatever, arată mult mai bine. Ok? Un alt sfat pe care pot să vi-l dau în momentul în care construiți cobblestone-ul în acoperișuri, puteți să-l folosiți ca și ramforsare, însă niciodată nu ar trebui să-l folosiți ca și acoperiș principal. Dacă îl folosim ca și ramforsare, adică parte exterioară, în combinație cu anumite tipuri de lemn, poate arăta destul de interesant. Dar în general, cobblestone-ul ca și acoperiș, nu. Un alt sfat pe care pot să vi-l dau în momentul în care nu aveți inspirație și nu știți ce să construiți. Am observat chestia asta că se perpetuează la noi în România, că domne, că nu vreau să copiez după altă clădire. Eu vă recomand să luați toate pozele cu construcții medievale pe care le puteți găsi pe internet și să vi le compilați în mintea voastră și să construiți ceva ce vă place vouă. Nu trebuie să luați toată clădirea și să o construiți motamo, ci puteți lua doar secțiuni din o clădire, o construiți, căutați altă poză, luați altă secțiune care vă lipsește de la clădirea voastră și în felul acesta aveți o construcție unică. O construcție deosebită pe care alții nu au făcut-o până acum. Sper că acest micuț tutorial să vă ajute, sper că m-am făcut înțeles și nu v-am confuzat în micul vostru journey de a construi. Adăugați, fraților, cât mai multe detalii. Adăugați în construcțiile voastre, adăugați forme neregulate și o să vedeți că în timp construcțiile voastre o să arate super. Dacă țineți cont de chestiile acestea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, vă doresc o zi minunată și spor la construit!